Salut! Bine ați revenit la ultimul episod din cadrul seriilor de mesaje schimbat prin cuvânt. În episoadele precedente am învățat cel puțin două principii care ne ajută să interpretăm corect cuvântul lui Dumnezeu. De ce e important să interpretezi corect cuvântul lui Dumnezeu? Fiindcă doar astfel vei putea să trăiești o viață corectă. Și o viață corectă duce la rezultate corecte. Oameni salvați, oameni vindecați, oameni binecuvântați și așa mai departe. Ne amintim că am vorbit despre faptul de mărturia Scripturilor, ceea ce înseamnă că trebuie să ai cel puțin două sau trei pasaje care să susțină anumită teologie pe care o ai. Și de asemenea am învățat să împărțim corect cuvântul lui Dumnezeu, să știm cui vorbește Dumnezeu, de ce vorbește Dumnezeu și așa mai departe. Astfel vreau să înțelegem că Scriptura se interpretează doar cu Scriptura. Și să înțelegem acest lucru mai bine, ne vom uita în Luca 24 și citim de la versetul 25. Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Iisus a dovedit ucenicilor că el e Hristosul, nu cu puterea convingerii lui, nu cu înțelepciunea lui, nu cu dovezi istorice sau arheologice chiar, nu, ci cu Scriptura. Pentru că Iisus știe că dacă credința ta ție în cuvântul lui Dumnezeu, acea o credință adevărată, acea o credință puternică, o credință care poate să aibă efect în viața ta. Însuși și Pavel făcea același lucru. Și Pavel dovedea cu Scriptura că Iisus era Hristosul. Și acest lucru l-avem scris în Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 27. Când a ajuns, a ajutat mult prin Harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Același lucru îl vedem și la Pavel. Cu siguranță ar fi avut multe argumente în afara Bibliei să spună că Iisus, ce făcea minuni, făcea atâtea lucruri, El e Hristosul, nu vedeți acest lucru? Nu, El n-a folosit aceste lucruri. El s-a folosit de Scripturi să dovedească că Iisus e Hristosul, că Iisus e Mesia, cel pe care ei îl așteptau, cel promis de proroci, Mesia cel avea să restaureze toate lucrurile. Același lucru trebuie să-l facem și noi. Ceea ce Iisus și Pavel făcea trebuie să facem și noi. Atunci când avem o teologie, o doctrină, o părere, o convingere, o încredințare despre un anumit lucru, noi trebuie să avem Scriptură pentru acele lucruri. Unde e scris? Unde e scris ceea ce tu crezi? Și dacă ai găsit un pasaj, ne amintim că ai nevoie de cel puțin două sau trei alte pasaje care să confirme ceea ce tu spui. Orice se confirmă doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Iisus folosea acest principiu, Pavel folosea acest principiu. Și de ce foloseau ei acest principiu? Pentru că de prea multe ori diavolul încearcă să ne ducă în rătăcire prin tot fel de teologii nebiblice, tot fel de doctrine și filozofii care nu sunt din cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți atenți la pasajul acesta din 2 Petru, capitolul 3, și de la versetul 15. Și Petru spune: Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Dorința mea e ca noi nu să facem parte din acești oameni care răstălmăcim scripturile spre pierzarea noastră. Însă dacă nu folosim principiile lui Dumnezeu de a interpreta cuvântul lui Dumnezeu, riscăm să facem acest lucru. Cu siguranță sunt oameni care fac acest lucru. A fost oameni atunci care au răstălmăcit scripturile și cu siguranță sunt și astăzi oameni care răstălmăcesc scripturile. Noi însă să nu fim acei oameni.
Noi însă să fim aceia care ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și îl interpretăm corect, ca astfel să avem rezultatele corecte în viața noastră. Acestea fiind spuse, doresc să închei aici această serie de mesaje pe care l-am numit Schimba prin Cuvânt. Și dorința mea e ca oricine s-a uitat la toate aceste episoade sau oricâte ați văzut, e să înțelegeți importanța cuvântului în viața voastră. Să înțelegeți că cuvântul lui Dumnezeu e la fel de important sau chiar mai important decât apa și mâncarea de care, pe fără care nu puteți de fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu e cheia, e sursa vieții noastre în tot ceea ce facem. Și doar realizând acest lucru, doar conștientizând acest lucru, vom putea să trăim o viață în care facem o diferență în această societate. O societate care nu are un standard, o societate care nu știe încotro să meargă. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune exact ce, când și cum să facem lucrurile. Ca astfel să dăm viață în jurul nostru, ca astfel să dăm lumină și sare în jurul nostru. Mă numesc Tudor Pop și această serie se numește Schimba prin Cuvânt. Mă rog ca harul și pacea lui Iisus Hristos să rămână peste voi toți. La revedere!